Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre care ar fi cel mai bun moment al zilei pentru o singură masă pe zi. One meal a day, o mad. Voi menține această prescurtare și pe slide-uri. Deci, evident, sunt mai multe variante de mâncat o dată pe zi. Unii se simt bine cu o singură masă pe zi dimineața, alții preferă la prânz sau seara. Varianta despre care vreau să vă vorbesc ar fi cel mai bun moment pentru o singură masă pe zi, OMAD, deoarece tehnic vorbind, ai nevoie să te ajute și corpul, să te ajute și hormonii, deci ai un fel de aliați în organismul tău. Însă vreau să fac câteva observații înainte de a vorbi despre cel mai bun moment al zilei pentru OMAD. În primul rând, această singură, prima, singura și ultima masă pe zi vine după 22 sau 23 de ore de post intermitent și ai o oră doar fereastră de mâncat, o oră în care trebuie să mănânci foarte bogat, nutritiv, foarte sățios și să consumi cel puțin 1500 de calorii. Deci în contextul acesta aș vrea să spun că o singură masă pe zi, OMAD, nu este o dietă și nu este recomandată ca fiind o dietă, nici într-un caz, este de fapt un gen, un tip de post intermitent. Cu alte cuvinte, nu facem, nu practicăm o singură masă pe zi foarte brusc, fără să ne pregătim cât de cât, fără să avem terenul pregătit așa mai progresiv. Cu alte cuvinte, nu mâncăm trei mese pe zi obișnuit, cum facem fiecare, și într-o bună zi îți propui ca următoarea zi să introduci o singură masă pe zi la 23-24 de ore. Deci ar fi un șoc pentru corp și mai întâi ar trebui să ai o perioadă de adaptare, de tranziție și chiar să te simți pregătit. De obicei se recomandă trecerea de la 3 mese pe zi, progresiv la 2 mese pe zi, deci trecerea spre această tranziție spre arderea de grăsimi, de la arderea de glucoză. Practici acest stil de la 3 mese la 2 mese, cel puțin o lună, vezi cum te simți, ce stări ai, dacă ai fluctuații de glicemie, de pildă. Practici una din cele două variante despre care am vorbit, fie cu 4 ore fereastră de mâncat, fie cu 6 ore fereastră de mâncat și reduci progresiv acest timp de fereastră de mâncat, pentru că o singură masă pe zi are doar o singură oră. Deci, dacă nu ești adaptat și nu ai trăit niciun fel de tranziție, să spun, nu vei putea mânca suficient, nu vei putea face față acestei mese prea bogate, prea nutritive și un aport brusc de cel puțin 1500 de calorii. Apoi, după ce practici o perioadă, stabilești eventual o frecvență. Poți să faci o singură masă pe zi, o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni sau de două ori pe lună, depinde de reacția fiecăruia. Dar revenind la subiect, deci care ar fi cel mai bun moment pentru a lua o singură masă pe zi? Trebuie să plec de la acest detaliu și anume vorbim și știm că există două părți ale sistemului nervos autonom, deci vorbim de sistemul nervos simpatic și sistemul nervos parasimpatic.
Sistemul nervos simpatic, atunci când reacționăm la stres și la presiune mare, deci răspunsul nostru de luptă sau fugi, este ceea ce se întâmplă de obicei pe perioada zilei, deci cu soarele pe cer. Iar sistemul nervos parasimpatic, de odihnă și digestie, intervine mai spre seară, în a doua parte a zilei, deci când corpul, că vrei, că nu vrei, în mod natural începe să se liniștească și să se relaxeze. Dacă vorbim de a practica o singură masă pe zi dimineața, ar trebui să știți că la ora 8 sau 8 jumate, 9 dimineața, avem iarăși în mod natural un vârf de cortizol. Deci nu ar fi foarte indicat sau nu este pentru toată lumea să practici OMAD la prima oră, când tu ești într-un apogeu al hormonului de stres, al cortizolului. Și mai ales să mănânci și această masă foarte consistentă, copioasă. E adevărat că stomacul nostru la prima oră are cea mai bună aciditate stomacală, deci stomacul este mai acid dimineața și ai putea digera mai bine proteinele în teorie, dar în prezența cortizolului la apogeu nu ar fi foarte indicat și pot să spun că atunci corpul nu prea te ajută. Alte persoane preferă o singură masă pe zi, OMAD preferă la prânz, la ora 1 sau 1 jumătate. Însă multe observații arată că o masă foarte bogată, prea hrănitoare, cu cel puțin 1500 de calorii, la ora 1 îți creează o stare de oboseală după ingerarea alimentelor în fereastra respectivă de o oră. Te simți foarte somnolent după la acest moment al zilei, la prânz, și foarte greoi, abia te poți mișca. Deci cel mai bun moment pentru o singură masă pe zi, pentru OMAD, este perioada din zi când corpul în mod natural trece de la sistemul nervos simpatic la sistemul nervos parasimpatic. Aici este marea rezolvare, adică treci practic de la stres la odihnă și digestie. Și doar în aceste condiții te poți bucura de o digestie mai bună, mai completă și de beneficiile acestui stil de post intermitent, o singură masă pe zi. Acest moment centrat, deci, pe digestie și odihnă, deci pe sistemul nervos parasimpatic, are loc în ultima parte a zilei, când corpul, cum spuneam, se mai relaxează. Evident, nu mâncăm sub stres singura masă nutritivă, nu facem nici prea mult sport sau multe alte activități, știu eu, prea solicitante, pentru că stresul și activitățile sportive din cursul zilei vor inhiba digestia. Deci cel mai bun moment pentru o singură masă pe zi este după amiaza târziu, spre seară, deci după ora 4, chiar spre ora 5, când e momentul cel mai oportun în care te ajută și corpul și hormonii, încât poți încheia cu această fereastră de mâncat de o oră, poți încheia tot procesul la ora 6-6 jumătate cel târziu. Deci astfel vom avea o digestie mult mai completă, o digestie maximă, fiind de fapt sub control parasimpatic. Vă doresc Crăciun fericit astăzi, 25 decembrie 2022. La mulți ani! La revedere!